Doi bărbați din județul Suceava s-au ales cu dosare penale pentru infracțiunea de zădărnicire a combaterii bolilor după ce au părăsit zona declarată carantinată. Cei doi au fost prinși pe DN17 la limita județului Bistrița-Năsăud cu județul Suceava de polițiștii care verificau autoturismele care tranzitează zona. Bărbații mergeau pe ruta Vatra-Dornei-Bistrița cu intenția de a ajunge în județul vecin. În afara localităților aflate în carantină, la nivelul județului Suceava sunt în autoizolare la domiciliu 258 de persoane. Alte 698 de persoane sunt în carantină. Conform situației întocmită de către Direcția de Sănătate Publică Suceava, la nivelul județului Suceava se înregistrează un număr de 663 de cazuri de COVID-19 în evoluție.